Eu nu înțeleg ceva și aș vrea să mă lămuriți și pe mine. Am văzut acele imagini cu Irina ținându-se de mână cu Andrei, când Irina povestea cum a fost ea la un pas de viol atunci când avea 14-15 ani. Andrei o ținea de mână și era o imagine foarte frumoasă, cu doi copii la început de drum, iar apoi a venit Ionuț. Și a fost întrebată dacă Ionuț ar invita-o luni la un date, s-ar duce. Iar Irina a spus că nu ar vrea. Vedeți, despre imaginea aceasta vorbesc. Eu îi vedeam, nu știu, ca și cum au luat startul. Au plecat primii. Și apoi vine acea întrebare. Și Irina răspunde că nu vrea să spună niciodată, gen. I-a lăsat ușa deschisă lui Ionuț, ca el să intre și să o invite la o întâlnire. Și atunci, în momentul respectiv, ea va ști dacă va merge sau nu. Cum priviți dumneavoastră situația? Mie mi se pare un pic. Nu mi se pare corect față de Andrei, dacă mă întrebați pe mine. Și iarăși vin acele semne de îndoială și de nesiguranță, pentru că la început de drum parcă nu prea ar trebui să existe, mai ales în condițiile în care te ții de mână cu un băiat. Bănuiesc că nu se țineau de mână prietenește, adică nu era o chestie prietenească. Aș vrea să spuneți dumneavoastră cum vedeți dumneavoastră situația.